Revista Literară Radio. Sunt Anca Matescu, bun găsit la Revista Literară Radio, o emisiune realizată în parteneriat cu Dilemateca. Săptămâna aceasta, pe 22 aprilie, s-au împlinit 120 de ani de la nașterea lui Camil Petrescu. Fundația culturală ce poartă numele scriitorului și revista Teatrul Azi au organizat miercuri sub egida Uniunii Scriitorilor din România la Teatrul Național din București, Colocviul Național Camil Petrescu. I-am invitat la Revista Literară Radio de astăzi pe criticul de teatru și editorul Florica Ichim, cea care conduce Fundația Culturală Camil Petrescu, și pe Camil Aurelian Petrescu, fiul scriitorului. Bună ziua și bine ați venit la Radio România Cultural! Mulțumim de invitație! Eu sunt foarte fericită că inițiativa noastră de sărbătorire a lui Camil Petrescu a început să devină, să-și arate, să-și întindă tentaculele. Și n-a rămas numai un gest al nostru singular, pentru că nicio oficialitate nu a pornit această aniversare. Și acum vedem urmările gestului nostru utopic. Deci vă înscrieți în concretizarea unei utopii, ceea ce e foarte frumos pentru Radio România. Dumneavoastră, doamnă Florica Ichim, sunteți o obișnuită a studiourilor Radio România Cultural. Domnul Camil Aurelian Petrescu îmi spunea înainte de începutul emisiunii, vine acum la Radio România după 55 de ani. Dânsul a colaborat o vreme la emisiunile lui Cornel Chiriac, la Metronom, și, după cum poate unii știu, a fost plecat din țară vreme de 42 de ani. S-a reîntors din Statele Unite ale Americii de vreun an și ceva. Exact. Colocviul de la Teatrul Național din București a fost ultimul episod dintre cele consacrate în luna aprilie lui Camil Petrescu. Scriitorul a fost mai întâi comemorat la începutul lunii la Cluj, apoi la Timișoara și săptămâna aceasta la București la Teatrul Național, instituție pe care a condus-o între lunile februarie și decembrie 1939. Doamnă Florica Ichim, în deschiderea colocviului de la Teatrul Național spuneați că există încă un Camil Petrescu total necunoscut. Aș vrea să pornim discuția de la acest Camil Petrescu total necunoscut. Care ar fi el? Necunoscutul este așa ceva despre care nu putem cuprinde, dat fiindcă e necunoscut. Știu și eu fragmente rămase în afara cunoașterii publicului. În primul rând este vorba de publicistica lui Camil Petrescu. El a fost gazetar profesionist. A scris la 70 de publicații, a scris la cotidiane, a scris în reviste literare, să zicem și în revista Pădurilor și în Capitala și în așa mai departe. A editat reviste pe care le-a scris în majoritatea lor in integrum, restituind culturii ceea ce avea nevoie. Este o vorbă pe care eu asociez mereu cu ideea de restituire în România. Deci a făcut la Timișoara la începuturi țara și limba română, pentru că bănățenii proaspăt alipiți țării nu vorbeau cea mai frumoasă limbă literară românească. După aceea a făcut Săptămâna Muncii Intelectuale și Artistice, care reprezintă în nuce viitoarea sa doctrină nouocrată, ce apare doar la finalul Doctrinei Substanței. După aceea a făcut Cetatea Literară, sătul de ce se întâmpla în jur, cred că asta e o idee ce îmi veni în ultima vreme, a făcut o revistă care se cheamă Cetatea, adică ceva în care o fortăreață în care ne închidem pentru a ne apăra de servituțile vremii. De ce zic de servituțile vremii? Pentru că în gazetăria sa politică descoperim că în România lucrurile acum chiar se repetă, adică corbii albi de după război arată ca parlamentarii hoți de azi. Fiecare când avea un cuțit în mână, nu? Și putea să-și taie halca. Am mai făcut de două ori reviste de fotbal, dacă nu am făcut pe bani proprii, cum erau cele dinainte, conducând aproape un deceniu revista Fundațiilor Regale, de se cheamă că a făcut
gazetărie culturală, ca și cum, și a publicat în, vă spun, în tot soiul de, nu, am spus urât tot soiul, tot felul, pentru că el chiar alegea cu discernământ unde publică, dar nu s-a angajat politic în niciuna din aceste gazete decât la începuturile meseriei la Timișoara, când el mai era utopic, că mereu a fost, și credea că poate interveni în politică și și-a depus chiar o candidatură la Oravița. A fost înfrânt, bineînțeles, cu armele politicianismului, era proaspăt și curat, venit din război pe ideea de camaraderie, solidaritate, moralitate și nu mai spun alte ate pe care a trebuit să le înlăture din mintea sa cu vremea. Și în ideea aceasta de recuperare a acestui Camil Petrescu necunoscut, ați și dat spre publicare câtorva reviste de la noi, acum, am în ultima dat, vreme, am dat pagini cu discernământ, inedite. Am dat la Apostrof, am dat la Orizont, am dat la Viața Românească. La România Literară? La România Literară, unde am dat un capitol important din activitatea lui când a condus Universul Literar și a publicat o serie, Galeria Sufletului Românesc, el fiind convins că există și trăsături în specifice și avem și într-adevăr elite. Pentru că poate vorbim mai târziu despre ideea sa, despre, eu știu cum trebuie condusă o țară, cum mai găsim. Deci asta e iarăși necunoscut. Mai există un Camil Petrescu necunoscut, îmi pare rău. Am studiat mai multe lucrări de doctorat, chiar în ultimii 15 ani apărut lucrate, în care se ocupă de femeile din opera lui Camil, de cutare din romane, dar prin bibliografii nu se arată lectura doctrinei substanței a sistemului său filozofic și nici a teoriilor de teatru de ultimă oră, care toate sunt publicate. Deci, chiar pentru cei care se apleacă asupra lui Camil Petrescu, există bucăți mari de actual edite, dar care pentru ei rămân ca inedite. Domnule Camil Aurelian Petrescu, aveați 10 ani când tatăl dumneavoastră a murit, așadar amintirile dumneavoastră despre el sunt puține. Aveți și amintiri personale pregnante despre Camil Petrescu sau ele sunt mai degrabă estompate de cele la mâna a doua auzite din familie, de la apropiați? Câteodată e greu să le separi, dar în principiu mi se pare că într-adevăr am niște amintiri directe. Evident, sunt amintirile unui copil de 10 ani, așa că nu voi face o critică literară în treaba asta, ci vreau să prezint pe undeva persoana lui Camil Petrescu, cum se relatează la copiii lui, adică cine era omul într-o anumită intimitate evidentă cu copiii. Trebuie spus că Camil Petrescu și nu și-a cunoscut părinții. Faptul ăsta apare la un dat când îl menționez, nu are cum nesemnificativ, dar nu un lucru pentru care merită să pierdem timp. Dar este un lucru, mi se pare, dramatic să nu poți să spui cuiva mamă sau tată. La 6 ani, singur a decis, fiindcă era îngrijit de o doică, să ia, cum să spun, viața în piept la 6 ani și s-a înscris la Liceul Sfântul Sava ca internat. Și de unde a rămas, de unde a continuat. Deci a fost un om care s-a creat absolut de la început. Adică niciun moment n-a avut o direcție. Pe undeva aplica aceeași, n-aș folosi termenul de duritate, dar pe undeva aplica aceeași atitudine de responsabilitate pe care o vrea de la copiii lui. Copiii lui, recte, eu și fratele meu, eram evident, nu știu în ce măsură râzgâiați, dar oricum aveam reacții
de copil pe care nu le admitea. A încercat să fie foarte prezent în viața dumneavoastră. Foarte prezent și în cazul ăsta a fost un element interesant. Ne-a învățat să citim mult mai devreme decât trebuia. Știu că există o poză a fratelui meu faimoasă cu citind ziarul cu suseta în gură. Eu, în fine, cititul ziarelor, care a devenit o pasiune care continuă până în ziua de azi, am un, cum să spun așa, o admirație față de ziarul de hârtie. Să-l simțiți. Să-l simțiți. Există un sentiment care e cu totul special. Toată lumea mă convinge să-l citesc pe computer. Sunt forțat să citesc ziarele, cel puțin astea ziarele americane, dar mai avea un lucru. Nu suporta să citească ziare care nu erau virgine. În ce sens? Cumpăra toate ziarele, fiindcă ai menționat de jurnalism, deci pasiunea asta era cumpăra și munca, cumpăra și absolut toate ziarele care nu trebuiau atinse până nu se uita el în ziare. Era un scandal monstru în momentul în care cineva încerca să se uite în ziare. Deci, în sensul ăsta, era un tată foarte corect, cum am spus, puțin dur, dar pe undeva a încercat să ne învețe să citim și tot ce trebuia să facem la școală urma să ne pregătească el. Pentru mine a fost evident un avantaj până la un anumit moment. De ce? Și pare amuzant faptul că m-am învățat când am intrat la școală să știu tot ce se întâmplă. Deci nu aveam nevoie să dezvălui, să-mi găsesc o formulă în care să învăț. Așteptam ca totul să se întâmple de la sine. Evident, asta a durat numai un an sau doi, după care a venit o materie care nu mai cunoșteam. Și asta a creat la un dat anumite probleme. Dar în fine, așa ca partea amuzantă și personală. Dar în rest a fost o prezență care, evident, când aveam nevoie, când ajungi la vârsta întrebărilor, i-am lipsit, simțit, a devenit absență. Adică când, în momentul în care aveam nevoie de o discuție pe anumite teme și nu numai un răspuns, ci o anumită și o confirmare sau o explicare a fenomenului în sine. Camil Petrescu, văzut de fiul său, Camil Aurelian Petrescu, la revista literară Radio de astăzi, 27 aprilie. Camil Petrescu, omul te cucerea de la început. O spune asta un bărbat, nu o femeie, scriitorul Vlaicu Bârna. Portretul pe care îl face lui Camil Petrescu în volumul său memorialistic Între Capșa și Corso se numără printre cele mai reușite. Prin ce credeți că era cuceritor Camil Petrescu, doamnă Florica Echim? Păi, în primul rând, prin inteligență. Cine era în stare să descopere de primul moment inteligența, nu putea rămâne decât din primul moment cu atenția încordată pentru a descoperi și restul. Dar nu e vorba numai de inteligență, este vorba de un farmec cu totul special, care îl puteți descoperi și în portrete. Zâmbetul, limpezimea ochilor albaștri despre care povestesc toate doamnele interbelice de l-au cunoscut. Eu am cunoscut multe dintre ele la vârste septagenare, octogenare, mergând pe urmele scrisorilor trimise de corespondenți și, din păcate, căutând scrisorile emise de Camil. Și mai țineau minte septuagenarele ochii albaștri lui Camil Petrescu. O, Doamne, dar era ceva pe care nu poți să-l uiți, nu? Ochi pe care i-a moștenit și fiul său. Da, cineva îmi spunea că seamănă cu mama sa, este o aberanție, el seamănă cu taicăsu, halucinant. Fiind odată în bucătăria locuințelor înainte de plecare, a apărut la geamul bucătăriei, care era puțin mezanin, erau câteva trepte, Camil, vrând să vorbească cu mine sau cu Cati, femeia săsoaică din casă, și eu am făcut șoc, pentru că partea de sus este absolut identică. Nu numai asta, dar devin o susținătoare a teoriei genelor care diriguiesc până la detaliu existența. El are un tic, deși ticul lui se referă la propria barbă, dar de fapt se consumă pe bărbie, pe care îl avea identic Camil. Adică
asemănarea este absolut halucinantă. Dar doamnele acestea, care îl mai țineau bine pe minte pe Camil, erau și doamnele fane ale romanelor sale, doamne care inventau o legătură biografică mai așa, doamne care și-au scris memoriile, adică cela Serghi, Leni, Caller, în care fantazează din propria lor existență de temire. Rămâi mirat pe decenii. Și își revendicau asemănări cu personajele feminine? Nu își revendicau, ale... dar de exemplu Leni Caller, care într-o măsură, după opinia mea, cunoscând-o bine și epoca, avea trăsăturile unui personaj din Ultima noapte sau din Patul lui Procus, pretinde că l-a cunoscut pe Camil după scrierea romanului, ascunzând că au avut o legătură în anii 20 cu vreun deceniu și ceva înainte de scrierea romanului. Cel la Serghi a răspândit în epocă și cu Viugrai și cu Scris, și în Scris cum că ar fi fost o mare candidată la căsătorie. Or, Camil, totuși până la 52 de ani nu s-a căsătorit. De ce crezi tu că nu s-a căsătorit? Cam și o teoria mea. De ce credeți că nu s-a căsătorit? Ce se întâmplă acum? Nu vreau să alimentez detractorii, dar cred că faptul că din ce scria dovedea o cunoștință extraordinară a sufletului și a modului feminin, aproape în care cred că de asta a avut și un mare succes rândul femeilor, care într-un fel se simțeau sufletește goale în fața acestui personaj și din cauza asta erau, nu mai aveau apărare, erau copleșite. Dar pe de altă parte, după cum a spus Florica, nu trebuie uitat că nu s-a căsătorit până la 53 de ani. Deci pe undeva exista un element care prin cunoaștere nu-l reținea, dar în fine, îi dădea anumite reticențe, da, reticențe, ca să folosim cuvântul apropiat. Și în final, practic, rămâne totuși o contradicție, în timp ce a iubit totdeauna femeile, adică a fost un... Curer, ca să folosesc, și care a continuat până în ultimele momente ale vieții, așa, charmeur, să-i spunem așa. Ai charmeur, da. Așa, dar această cunoștință a elementului feminin, în continuare spun, atrage, iar din persoanele care îl apreciază foarte mult sunt... cum am spus, femeile, chiar mai mult decât... Eu am învățat, citindu-l pe Camil Petrescu, foarte multe despre elementul misticul femenin. Da. Da. Doamna Florica Echin, spunea că aveți o teorie de ce nu am o teorie. Teoria vehiculată în memoriile celor care l-au cunoscut este că... cea care avea să-i devină soție a rămas însărcinată, deci ceva așa, că a fost obligat cumva să fie, să o ia de nevastă. Păi, cred că e foarte adevărat. Ei s-au căsătorit în aprilie 47 și el s-a născut în iunie, deci e limpede că era gravidă. Da. Nu, foarte frumos că a luat-o, dar aici este părerea mea. Detest politicienii noștri, tot spun părerea mea. Nu știu cum am ajuns să zic și eu. Dar în urma cercetărilor minuțioase am ajuns la niște alte concluzii. El a plecat programatic în viață și a construit-o, cum zicea și Camiluciu. Deci scriu versul până la o anumită vârstă, scriu roman până la vârsta cutare, scriu teatru până la vârsta cutare, după care mă ocup de filozofie. Una din trăsăturile relației sale cu sine era locul unde punea simțul răspunderii. Deci el și-a luat față de sine răspunderea aceasta. Cunoscând
formația sufletească generală al femeilor, a genului feminin, a feminității, ca cum vrei să-i ziceți, nu mai încăpea nimeni, absolut nimeni, în această construcție care era opera. Se simțea răspunzător față de operă, față de mintea sa. Eu adeseori le spun tinerilor care nu își fructifică calitățile, că au o datorie față de Dumnezeu care le-a dat un creier și față de părinți de la care au moștenit și ei multe lucruri utile pentru a merge mai departe. El avea această datorie față de acei părinți necunoscuți și vrea să o împlinească. Asta e unul din motivele pentru care nu se oprea. La un moment dat a vrut să se oprească la o idee de căsătorie cu un personaj foarte special, Cecilia Constantinescu, și dacă puneți mâna pe volumele de scrisori pe care le-am editat prin 80, o să vedeți cât de special era personajul și ce l-a tregea, da? Asta ar fi una din posibilități. Cea de-a doua este, era conștient ce înseamnă să-ți faci o familie. Cu același simț al răspunderii, știa ce servituți urmează. Și la aceste servituți, da, la ce se înhamă, da. Și nu ar fi vrut să îi văduvească pe cei din familie de cele necesare. Și la colocviul nostru, Ioana Părvărescu avansa chiar ideea că micile compromisuri pe care le-a făcut după venirea rușilor și comuniștilor ar ține de acest simț al răspunderii, pentru că o viață și-a asigurat singur. Știm că a fost foarte sărac înainte de război. Știm că am fost... Nu i s-au recunoscut meritele. Chiar Eugen Lovinescu îndrăznește să numească egotic megaloman. Notează într-o zi, anume, în această... Astăzi chiar n-am avut literalmente ce să mănânc. Asta îmi zice note zilnice. Da. În plus era surd în aceleași note zilnice. Spune, într-o țară în care lucrurile se aranjează în șoaptă, eu sunt surd. Știm că era surd din timpul războiului, nu? Era infirmitate, era invalid. Pe de o parte, toată breasla gazetărească care ținea de Panfil Șeicaru, care se declarase dușmanul său inveterat după apariția falsului tratat pentru uzul autorilor dramatici, toată breasla ce ținea de, spun, de Șeicaru, nu făcea decât să-l umple de noroi, să se îndoiască de valoarea lui. Adică el, în momentul în care am ajuns în ziua, în preziua războiului și lucra la doctrina substanței, s-a izolat. Așa că mie mi se pare foarte, s-a izolat ca să-și termine lucrarea. Mi se pare foarte nedrept ce scrie prietenului, discipolului, omul pe care l-a învățat literatură și să scrie, adică teleape românește, numit Mihail Sebastian, care ne-a lăsat un jurnal al unui personaj văicăreț, ai cărui conaționali erau omorâți la Auschwitz și deportați în Transnistria, tot cu aceleași scopuri, și el măsura gradul de mână întinsă al prietenilor din jur și necazurile. Necazurile erau mari în timpul războiului. Deci el se izolase și cred că ar fi fost foarte important dacă atunci ar fi avut liniștea să-și termine doctrina substanței. Și acest Camil Petrescu, al cărui sistem l-au închegat doi oameni străini, adică Vasile Demranjunescu și cu mine, l-am articulat într-un fel cu notațiile ulterioare, ar fi fost important să-l termine el, dar nu s-a mai putut.
Da. Doamnă Florica Ichim, ați pomenit de colocviul Camil Petrescu și de Ioana Pârvulescu. Să urmărim acum o secvență scurtă de la acest colocviu de la Teatrul Național. O ascultăm pe scriitoarea Ioana Pârvulescu într-o înregistrare realizată de colegul meu, Eugen Lucan. Teoria mea este că acest scriitor, Camil Petrescu, este erou de roman în viață, dar voit și dintr-o opțiune conștientă, om normal în literatură. Ceea ce înseamnă că pariul lui estetic este câștigat. Ca în romanele foiletoane pe care le disprețuia, Camil Petrescu nu este mort, ci fusese luat prizonier și dus într-un lagăr în Ungaria. Aici eu aș polemiza puțin cu profesorul meu stimat Ovidiu Crohmălnicianu, care în Amintirile deghizate presupune că el trece sub tăcere în mod voit acest episod și că, de fapt, vrea să mușamalizeze faptul că fusese luat prizonier și că nu murise pe câmpul de luptă. Personal, cred cu totul dimpotrivă. Toată teoria lui estetică, din cărțile lui și din teoriile lui, din teoriile lui literare, vin în sprijinul acestei afirmații. El nu vrea să se vadă pe sine într-un erou, ci într-un antierou. Toate acestea sunt legate de război și de drama pe care el a trăit-o în urma idealizării cărților de război, în urma parodierii cărților de război, care în fond i-au schimbat viața în rău și i-au dat un destin cu care a luptat enorm și spune de multe ori câtă inteligență dezvoltă o infirmitate fizică și a făcut în așa fel încât lucrul acesta să nu se observe și aproape să nu se știe. Sunteți de acord cu teoria Ioanei Pârvulescu, aceea potrivit căreia Camil Petrescu este erou de roman în viață și om normal în literatură? Da, sunt alte elemente ale traseului stabilit de doamna Pârvulescu cu ideea de interes pentru armată, pentru cariera militară a tatălui său ipotetic care ar fi fost în armată, nu cred, pentru că mărturia lui Camil din august 1914 și cea din august 1916 cu intrarea, când a fost intrarea României în război, ne duc spre fervoarea patriotică a acestui om. El pretindea că fiecare din noi poartă răspunderea țării întregi, nu a cvartalului în care locuiește dacă s-a curățat stratul de flori. Nu! Și eu am fost, crescând pe lângă el, am fost, îndoctrinată pe această idee și cred în continuare că destinul României va fi altul când vom fi fiecare conștienți de treaba asta. Este o provocare pe care el ne-a aruncat-o și cred că nici Camil aici de față nu e străin de această răspundere pe care o avem. În anul imediat după Revoluție, el a apărut înainte de 1 ianuarie 90 în România și unul din primele lucruri pe care le-a făcut după ce s-a întors în Statele Unite, s-a luptat să trimită în România niște economiști, știind că toți economiștii noștri sunt de cultură marxistă, economie politică, din aceea pe care nu puteam învăța noi la facultate. Și a trimis niște oameni să învețe pe ai noștri cum e cu economia. Mi-a dat niște casete să încerc să le dau, eu lucram la România în Liberă atunci, să le dau la economiști a lui Friedman. Ce se întâmplă? Există un mare economist, Milton Friedman, da, care este unul din eroii mei și care am reușit să iau un interviu. Este creatorul unei gândiri economice, monetarism, și așa, fără să intru în subiect, că nu mă mai opresc. Nu, te rog!
Așa, și am luat un interviu pentru România Liberă și a apărut în trei ediții, adică în trei trei zile, în care îl întrebam, în principiu, cum se trece de la o economie controlată la o economie de piață liberă. Și am avut revelația, acum când mă întâlnesc cu economiști, sunt mulți care și-au adus aminte de acest interviu, care îmi face plăcere, fiindcă există un nume într-adevăr remarcabil. Singurul lucru comic în toată povestea asta, dezamăgitor și până la urmă dramatic, este că cei trei economiști au venit și plătiți de Freedom House venirea lor și șederea lor aici pentru 2 săptămâni și după prima întâlnire mi-au cerut să le schimb biletele de avion pentru că economiștii români vroiau ei să-i învețe cum este cu întoarcerea de la planificare la capitalism și lucru a fost dezamăgitor și probabil că rău au făcut dacă ascultau bine. Poate eram în altă parte. Să revenim la Camil Petrescu. Camil Petrescu, care e legat tot timpul de destinul României. Domnule Camil Aurelian Petrescu, spuneați la colocviul de miercuri de la Teatrul Național din București că e greu să fii fiul lui Camil Petrescu. Asta spuneam, că nu sugerez nimănui să încerce să fie fiul lui Camil Petrescu. Este o răspundere foarte mare, mai ales că a acoperit toate domeniile. În orice direcție mă îndreptam, era un domeniu în care fusese interesat și avusese părerile respective. Ați menționat chiar fotbal, care la un dat poate pare trivial, dar l-a luat în serios, a fost la un dat invitat într-un meci cu Ungaria să conducă echipa națională ca consilier tehnic. De aia, aici, singurul lucru în care m-am refugiat a fost muzica rock and roll, pe care evident n-avea cum să o cunoască. Vorbim de metronomul care l-am menționat mai devreme. Și după aceea, în economie, fiindcă în matematică, eu am făcut matematica. În matematică, de undeva plăcerea mea, discutând cu Moisil, cu care era foarte bun prieten, Moisil spunea că el are o manieră cu totul personală de a privi lucrurile în matematică și de a le interpreta. Și vorbesc de o matematică la un nivel foarte ridicat. Adică, într-un fel, asta îl caracteriza. Cred că dacă își făcea ceaiul, nu și-l făcea tradițional. Exista o metodă a lui specială. A învățat-o și pe mama și pe femeia. Și pe femeia din casă să gătim. Să gătească. Deci era și în domeniul respectiv avea cunoștințe. Aproape spun, era imposibil să scap în care să-ți dezvolți o anumită formă, o personalitate. Da, tot ce a făcut studiind medicina în momentul în care s-a îmbolnăvit. Exact, acest lucru vreau să-l amintesc și eu. Am citit tot în memoriile lui Vlaicu Bârna, între Capșa și Corso, povestește sfârșitul lui Camil Petrescu și spunea că era internat la un sanatoriu la un mare profesor care îi prescrisese un tratament și l-a găsit într-o zi cu propriul lui tratament. Camil Petrescu își făcuse propriul lui tratament și cu un tratat de medicină ascuns în optieră pe care l-a notat. Nu era nimic ascuns, erau zeci de tratate. Și a spus, domnule Camil Petrescu, o să vă omorâți singur. Iar el a spus, da, dar măcar o să mor pe mâna mea, pe ideile mele. Cred că este o plăcută exagerare. Am citat din memorialist. Da. Eu am fost prezent zi de zi de-a lungul infarcturilor sale. Am fost internat într-adevăr la profesorul Lupu, l-a tratat și profesorul Hațeganu de la Cluj. Camil Petrescu și-a studiat sănătatea, fiind o sănătate fragilă, de-a lungul vieții. Există în arhiva mea un jurnal medical pornit în anul 1930 și dus până în preziua dispariției. El
avea casa plină de tratate de medicină și, de pildă, suferea de ulcer și ultimul lucru, apropo de opinii personale, ultimul lucru pe care îl ar fi recomandat un medic ar fi fost halvaua, care este un aliment dăunător ulcerului. Era singurul care îi potorea durerile. Medicii, după infart, i-au recomandat nemișcarea. Așa se trata infartul. Și el de asta a aruncat cu papucii în Hațeganu, pentru că i-a explicat de ce mișcarea este cea care salvează pe om după ce a făcut infartul, după primele 3 zile, să zicem, de stat la reanimare. Și acum medicii au ajuns la această concluzie și toți cu infart, dacă vor să scape, pedalează pe biciclete. Deci el făcea niște analize substanțialiste, ajungea la o concluzie și nu murea pe mâna lui. Înțelegeți? El însă avea nevoie de liniște, ceea ce într-adevăr știa și el și n-a avut-o. Nu s-a prăpădit la clinică, s-a prăpădit în casa proprie, într-un fotoliu sub un cort de oxigen. Nu a pronunțat niciun cuvânt ilustru și de citat, precum Goethe, așa cum în memoriile, sau ce-or fi discuții, memoriile Mioarei Cremene îi sunt atribuite, citând pe altcineva. Nu. În preajma lui au fost doar 3 persoane. Cati Pauli, femeia săsoaică, Gheorghe, șoferul de la Academie din perioada respectivă, și cu mine. Ulterior am aflat că multă lume a asistat la acest moment, multă lume a scris în propriile memorii ce și cum. Am avut senzația că minuscula alee Camil Petrescu a fost plină de martori. Nu! Așa că tot ce citiți de acum încolo, dumneavoastră și ascultătorii, referitor la dispariția lui Camil Petrescu, cuvintele definitive, un pur și move, e lumina sau mai știu eu ce, sunt baliverne, invențiuni. Așa cum lui colegul de clasă, Constant Ionescu, care a scris memorii, colegul de liceu, i-a atribuit o soție și s-a speculat în volume întregi pe ideea de sinucidere, o soție care s-ar fi sinucis, asistentă medicală, soră de caritate, cum vreți să spuneți atunci, în Dâmbovița, luată căsătorie de asta post bellum. Bine, Camil Petrescu a fost și declarat mort. Aia e o treabă reală. Poveste, da. Nu, o soție. Da. Eu știam de la el că această căsătorie cu Eugenia Marian, mama băieților, este prima lui căsătorie. Cela Serghi a preluat ideea acestei soții și mulți comentatori au speculat. Nu, n-a avut nicio soție. Soția sinucisă era a unui coleg de clasă, prieten de-a lui Camil, și care a întemeiat alături de doctorul Trifu Asociația Prietenilor lui Camil Petrescu, destinată, el a protestat, destinată publicării operei care nu se publica, pentru că majoritatea lucrărilor care nu au fost romanele și le-a publicat pe speze proprii. Și piesa Danton și celelalte piese și Cetatea Literară, revista și multe, multe altele, și Modalitatea Estetică a Teatrului și multe, multe altele. Ne apropiem de sfârșitul discuției noastre de astăzi despre Camil Petrescu. Ascultătorii Radio România Culturală vă vor putea auzi în curând, doamnă Florica Ichim, pe frecvențele Radio România Culturală la Vorba de Cultură. Mi-ați spus, peste săptămâni. Din 5 mai. Cred, da, iar cu domnul Camil Aurelian Petrescu vom mai sta de vorbă și vrem să vă înregistrăm despre viața dumneavoastră și despre că și dumneavoastră aveți o viață de roman.
Și vă mulțumesc, mulțumesc doamnă Florica Echim, mulțumesc domnului Camil Aurelian Petrescu. La revista literară radio de astăzi, 27 aprilie, am vorbit despre Camil Petrescu la 120 de ani împliniți de la nașterea scriitorului. I-am avut invitați în direct în studioul Radio România Cultural pe criticul de teatru Florica Echim și pe Camil Aurelian Petrescu, fiul cel mare al scriitorului Camil Petrescu.